Bun găsit, sunt Cătălin Gorea și vă invit la Dosarele X, o rubrică despre crime, accidente și cele mai răsunătoare anchete în care figurează nume cunoscute opiniei publice. Consiliul Superior al Magistraturii a dat undă verde solicitării procurorului general interimar Dumitru Robu de suspendare din funcția unui judecător cercetat pentru îmbogățire ilicită. Deși nu au dat numele magistratului, ziarul de gardă scrie că ar fi vorba de judecătorul de la Curtea de Apel Bălți, Alexandru Gheorgheș. Acum aproape două săptămâni, procurorii anticorupție au efectuat mai multe percheziții la domiciliul și biroul magistratului, de unde au fost ridicate mijloace bănești în valută străină și valută națională, proveniența cărora nu a putut fi explicată de judecător. Ulterior, acesta a fost plasat în arest în izolator pentru 20 de zile. Potrivit procurorilor, începând cu anul 2014 și până în prezent, magistratul a deținut și folosit prin intermediul persoanelor terțe bunuri care nu au fost incluse în declarația de avere și interese personale și care depășesc substanțial valoarea mijloacelor dobândite oficial pe parcursul exercitării funcției de judecător. Aceste bunuri includ 3 automobile luxoase, o casă de locuit, precum și alte imobile. Alexandru Gheorgheș a respins acuzațiile și a spus că tot ce se întâmplă ar fi o răfuială. Răsturnare de situație în cazul femeii care a murit după o procedură de fertilizare in vitro. Expertiza medico-legală a arătat că decesul a fost cauzat de o infecție cu COVID. Cel puțin asta susține avocata femeii, potrivit căreia acest lucru este imposibil, deoarece ar fi fost testată. Familia se teme că s-ar încerca mușamalizarea cazului, iar medicul ar încerca să scape basma curată. Avocata mai spune că va cere să fie efectuată o nouă expertiză de această dată în comisie, care să facă lumină în acest caz. Într-o conferință de presă, avocata familiei susține că după 10 săptămâni de așteptare, experții au constatat că femeia a decedat pe fonul infecției cu COVID. Rudele nu sunt de acord cu aceste concluzii și spun că femeia a fost testată la toate etapele tratamentului și niciun test nu a avut rezultatul pozitiv. Din ziua internării acesteia în clinica Teramed până la ziua decesului, cât și mormântarea acesteia, modul în care a fost tratată ea și rudele acesteia ne duc cu gândul exact la faptul că aceasta nu a suferit de o astfel de infecție. Mai mult, familia femeii spune că atât timp cât femeia s-a aflat la spital, atât în instituția privată cât și la spitalul de urgență, rudele au avut posibilitatea să o viziteze, iar înmormântarea a avut loc în condiții obișnuite. Noi, din 26 august până în data de 2 septembrie, în ziua decesului, am avut acces zilnic în sala în care se afla Cristina, atât și eu, cât și soțul, mama pacientei, medicii ne permiteau să intrăm la ea. Dat fiind că ea, așa cum s-a menționat, a decedat de COVID, de ce ne s-a permis nou accesul la ea? În acest context, familia se teme că s-ar încerca mușamalizarea cazului, iar medicul care a efectuat procedura de fertilizare in vitro ar încerca să scape basma curată. Avocata mai spune că va cere o nouă expertiză medico-legală, de această dată în complex. Să nu ne luați de proști și da, domnule Ivase, nu vă faceți griji de banii noștri, că el a spus că să ne termine odată resursele. O să găsim resurse pentru a face lumină în cazul respectiv și promit să lupt pentru aceste deziderate în memoria Cristinei. Și procurorii care investigează cazul prin prisma unui dosar penal pentru malpraxis susțin că va fi dispusă o nouă expertiză care să aducă mai multă claritate. Atât medicul cât și reprezentanții spitalului privat unde s-a întâmplat acest caz nu ne-au răspuns la telefon pentru a comenta acuzațiile. Am încercat să obținem un comentariu și de la Centrul de Medicină Legală din Chișinău în legătură cu concluziile raportului de expertiză, însă nu am reușit să vorbim cu administrația instituției. Cazul a fost înregistrat la sfârșitul lunii august la un spital privat din Chișinău. O femeie din Sângerea a intrat în moarte clinică în timpul unei proceduri de fertilizare in vitro. În timpul intervenției, inima femeii a încetat să mai bată. Pacienta a fost resuscitată și a intrat în comă profundă. După mai bine de o săptămână, femeia a decedat la spitalul de urgență. Între timp, procurorii anticorupții oferă detalii despre ce au întreprins în cadrul urmăririi penale înaintate lui Ruslan Popov, adjunctul procurorului general suspendat din funcție. În legătură cu acuzațiile aduse pentru îmbogățire ilicită, au fost audiați 14 marturi, care spun că acuzatorii confirmă învinuirea înaintată.
De asemenea, au fost efectuate alte 5 percheziții, pe lângă cele 7 desfășurate în timpul reținerii. În rezultatul acestora au fost ridicate peste 280 de documente contabile, acte juridice și alte înscrisuri, precum și purtători material de informații, care conțin date de evidență contabilă. O altă acțiune desfășurată este cercetarea la fața locului, a biroului lui Popov. Și de aici au fost ridicate circa 50 de documente și înscrisuri. Pe lângă Popov, în acest dosar mai figurează o persoană care are calitate de bănuit, că ar fi complice la faptele de îmbogățire ilicită. Totodată a fost dispusă efectuarea investigațiilor financiare paralele. Ruslan Popov a fost reținut acum o lună și jumătate. Dosarul a fost pornit în rezultatul analizei informațiilor apărute în cadrul investigațiilor jurnalistice și probelor acumulate la caz, declară atunci Dumitru Robu. Când a fost dus la judecătorie pentru mandat de arestare, acesta a declarat că tot ce se întâmplă este o răfuială din partea actualei guvernări. Scandal în plină stradă, chiar în centrul capitalei. Un tânăr care era în stare de ebrietate a fost încătușat și dus la inspectorat după ce a sărit la bătaie la un polițist. S-a întâmplat după ce oamenii legii au încercat să liniștească un grup de tineri care deranjau ordinea publică. Din imaginile publicate de oamenii legii se vede cum individul se comportă agresiv și vorbește necenzurat, iar la un moment dat sare la bătaie la un polițist. Imediat acesta a fost încătușat și escortat la inspectoratul de poliție centru. Testul la alcoolemie a constatat că tânărul era în stare de ebrietate. Eu mă duc așa fără voi. Potrivit poliției, totul s-a întâmplat duminică seara. În timp ce inspectorii de patrulare documentau o încălcare de trafic, un tânăr s-a apropiat de ei pentru a cere ajutor după ce un grup de tineri consumau alcool și s-au luat la harță. Pentru comportament agresiv, dar și din motiv că a lovit polițistul, tânărul în vârstă de 21 de ani s-a ales cu un dosar penal pentru huliganism. Acesta riscă amendă până la 52.000 de lei sau până la 3 ani de pușcărie. Polițiștii reținuți acum 3 săptămâni într-un dosar de contrabandă cu mărfuri de larg consum aduse din Ucraina sunt cercetați și pentru trafic de droguri. În microbusul burdușit cu mărfuri, oamenii legii au depistat mai multe pliculețe cu praf asemănător substanțelor narcotice. Acestea au fost puse unor expertize, iar în rezultat au arătat că în interior se afla heroină. Potrivit procurorilor de la cauze speciale, valoarea substanțelor pe Piața Neagră ajunge la 200.000 de lei. Astfel, inspectorii sunt cercetați pentru păstrarea și transportarea drogurilor în proporții deosebite mari. Cei 7 polițiști de patrulare au fost reținuți acum 3 săptămâni. Aceștia sunt bănuiți că ar fi pus la cale o schemă de contrabandă cu diferite tipuri de mărfuri aduse din Odessa, fără a fi declarate la organele vamale. Urmărirea ca în filme la Cimișlia, un șofer care circula haotic și cu viteză prin localitate s-a ales cu dosar penal pe numele său, după ce a refuzat să oprească la somațiile polițiștilor. Mai mult, conducătorul auto refuzat să treacă testul la alcoolemie, iar în cadrul documentării s-a stabilit că acesta era anunțat în căutare pentru neachitarea unor datorii. În imaginile filmate de oamenii legii se vede cum șoferul a fost somat de nenumărate ori să oprească la cerințele inspectorilor de patrulare. S-a întâmplat după ce conducătorul auto a fost observat cum conduce haotic și cu viteză excesivă prin localitate. Până la urmă, mașina a fost oprită, iar la volan se afla un bărbat în vârstă de 35 de ani. Acesta a refuzat categoric să treacă testul la alcoolemie. Mai mult, în cadrul documentării s-a stabilit că individul era anunțat în căutare de către un executor judecătoresc pentru că nu și-ar fi onorat la timp obligațiunile financiare. Nu puneți mâna pe mașina de serviciu. Dumneavoastră, în calitate de șofer, sunteți obligați să treceți testarea la alcoolemie. În caz contrar, dumneavoastră veți fi pedepsit conform articolul 264, prima linia 3. Doriți să treceți testarea? Sunteți obligați să treceți testarea. Nu, nu scrie legea. 264, prima linia 3, cod penal. Nu. Doriți să treceți testarea? O trec, de fără videocameră. Cu cameră, trece sau nu? Nu, cameră nu trece. Șoferul a fost escortat la inspectoratul de poliție Cimișlia. Pentru că a refuzat testarea la alcoolemie, bărbatul s-a ales cu dosar penal. Pe lângă aceasta, el este cercetat și pentru că a refuzat să oprească la cerințele polițiștilor. Dacă va fi găsit vinovat, el riscă să rămână fără permis de conducere. A furat o mașină, a dezmembrat-o pe bucăți și a vândut-o la metal uzat. Este isprava unui tânăr de 17 ani din raionul Streșeni. Minorul care și-a recunoscut vina s-a ales cu dosar penal.
Ce ai fost adus la poliție? Pentru furt de automobil. De unde l-ai furat? De pe Boiucani, sectorul Boiucani. Unde ai dus automobilul? Acasă. Acasă unde? Strășani. Ce ai făcut cu automobilul dat? L-am dezmembrat și partea cuzul l-am dus la metal. Vino, recunoști? Da. Incidentul a avut loc pe 11 noiembrie. Cel care a alertat oamenii legii a fost proprietarul mașinii. Acesta le-a spus polițiștilor că mașina de model Mercedes era parcată de mai multă vreme pe strada Calea Ieșilor din sectorul Buiucani al Capitalei, din cauza unor defecțiuni tehnice. Pe acest caz a fost inițiat un dosar penal pentru furt. Dacă va fi găsit vinovat, tânărul riscă până la 2 ani de închisoare. Atât pentru rubrica de astăzi. Vă aștept și mâine, tot de la 18:50 de minute, cu alte informații. Rămâneți cu TV8, pentru că imediat după urmează știri cu Angela Gonța. O seară fără incidente vă doresc!